Salutare, am pornit filmarea, am pornit-o. Salutare, dragi tovarăși, și bine ați dat click la un nou videoclip. Acum vreo 4 zile v-am zis să-mi lăsați răspunsuri ca eu să vă pun întrebările. Așa că dacă unii dintre voi vă veți simți jigniți, insultați sau se va afla în mod public că sunteți homosexuali, nu este vina mea. Și dacă acum tu, cel care te uiți, te trezești să scrii comentarii că îl copiezi pe Cotrin sau chestii de genul, bă, termină-ți temele la română, învață să faci liniuțele și bastonașele și după aia vino să te uiți pe YouTube, ok? Bun, hai, să vă pun întrebările acum. Domnule Kix, ce faceți în fiecare dimineață când vă treziți? Laba, cât de des respirați aer? De cât în timpul liber? Cine este crush-ul dumneavoastră? Cătălin Talent! La prânz ce faceți? Tot laba. Cu cine v-ați dezvirginat? Un cer magic ce minte! De ce aveți ochii portocalii? De la țuică! Domnule Panda, la ce oră mergeți la școală? Pe la 3 dimineața. Ce ați învățat astăzi la ora de condus? Nu mai știu că eram beat. Unde mergeți la cerșit după ce terminați liceul? Franța. Domnule Seth Hortez, cu cine v-ați futut aseară? Corholio. Ce folosiți pe post de lubrifiant? Bere. Un cuvânt care vă descrie cel mai clar. Gay. Ce părere aveți despre Storming Area 51? Macaronele sunt cheia zonei 51. Micianu, ce ați făcut săptămâna trecută? Am fost la area 51 și am bătat un extraterestru cu pălincă din Ardeal. Puteți da un sfat în viață? Țâțeles un răspunsul la toate. Ce planuri aveți de viitor după ce o să terminați studiile? Da bine, voi, iau joc Dead by Daylight. Tu ai furat din cutia Milei? Nu, eu șeful. Kix, ce-ți mai amintești din excursia ta până în Vaslui? Până la urmă, s-a ajuns la viol. Robert, de ce te masturbai în ultima bancă? Din cauza că mi-a spus profa de mate că îmi dă 10. Galunagu, ce planuri aveți weekendul ăsta? La o bere, 2-3. Dacă vă duceți acum să vă angajați la NASA, ce slogan vă puneți în CV? Galu e beat, Galu e zeu și Ana are mere. Domnule Răzvan, care este jucăria voastră sexuală preferată? Sarmale. Obișnuiți să le și mâncați? Nu. De ce nu le mâncați? Nu vreau. Darian Style, de ce îți place să mergi în fiecare zi în parc? Bag pula într-o veveriță. Domnule Paul, de ce n-ai fost azi la școală? Pentru că m-au prins la graniță. Domnule Neo, cărămâi fără hârtie igienică, ce faci? Stau în copac, mă cac. Domnule Alin, te provoc la 5 bertalpă. Ce-ai de spus? Îmi pare rău, dar am mâncat cioabe și nu pot. Cât de des vă scăpneați în cur și apoi vă mirosiți degetele? De obicei joia. Fantezia sexuală preferată? Câine uman. Mașina visurilor dumneavoastră? Duba cu free candy. Atâta am avut să vă întreb astăzi. Sper că nu v-ați simțit insultat sau jignit. Dacă v-ați simțit aia, nu mă puteți da în judecată că voi ați lăsat comentariile astea. Cam acesta a fost clipul. Din nou, dacă o să vină careva să zică îl copiez pe Cotrin, bă, du-te, te-ai unde făcut bastonașe și acolade și după aia vino și comentează pe YouTube.